Bă, deci mai spuneți-mi odată, cum s-a ajuns la toată chestia asta, la faptul că acum lumea e invadată de zombie? Păi, domnule Mutan, lasă-mă să-ți explic. Cât timp tu erai în lumea aia, aparent, spiritul malefic care era în tine o dezlănțuit o putere foarte mare care i-a transformat majoritatea planetei în zombie. Auleu, auleu, Doamne, și cum putem să-i aducem la normal? Ui, uită-te în ochișorul meu, uită-te bine. Ți se pare ție că eu o som de știință sau ceva ca să știu? Ui, n-am idee, dar, trebuie să mergem în oraș și mergem la un institut de ăsta care se ocupă cu tratamente de astea și mergem acolo și vedem dacă e cineva care poate să ne ajute. Dar mai întâi, știu că am văzut în fiecare film că trebuie să distrugem zombiii și luăm un zombie cu noi care e încă în viață. De ce? Ca să facem experimente pe el, ca să-i luăm ADN-ul și să aflăm ce l-a făcut să fie zombie. Fai de capul meu. Bă, bebegii, că tu de ce ești așa tăcut? Nimica, domnule Mutan. Nu? Ui, ce are asta? Bă, bebegii, că ești ok? Domnule Mutan! Cred că mă transform în zombie. Ui, eu zic să-l duci în subsol. Aoleu, aoleu, bebegică! Domnule Mutan, dă-mi drumul! Vreau să te mușc! Păi, dar cum ai ajuns zombie? Păi când veneam aici, domnule Mutan, m-am mușcat un zombie de picior și mă transform și eu în zombie acum! Aoleu, bă, deci nu trebuie să las zombie să mă muște, ok? Îți mulțumesc pentru această informație, te leg aici frumos și stai în subsol până când vin eu să te fac bine, ok? Domnule Mutan, dă-mi drumul de aici! Dă-mi drumul! Bă, acolo stai. Tataia, tataia, ești bine? Tataia, sper că tu nu te transformi în zombie. Adică, tu la 200 de ani arăți a zombie, dar nu vreau să te comporți ca unul. Ce-i zis ei? Că arăta zombie? Păi da, bă, nu vezi că mai ai puțin și te transformi în praf la cât îmbătrânești? Păi da, ce-i din gură, că dacă ți-aplic una la urechi, nu mai știi ce cu tine. Hai să mergem mai repede din oraș. Păi bă, cum facem asta? Cum mergem în oraș fără să ne ataci zombie? Asta e problema, că nu putem. Dar, ne pregătim cu armii și distrugem toți zombiii pe care îi vedem. Doar că trebuie să ținem minte să luăm un zombie cu noi încă în viață. Aoleu, bă. Bine, tataia, bine. Hai da. Mergem frumos în hambar și pregătim toate armele și tot ce mai avem. Pregătim o mașină și mergem în oraș, ok? Hai, domnule Motan, mai repede. Mă plictisesc cu tine aici. Hai da, bă, tataia. Tu du-te să pregătești armele, că eu mă duc să pregătesc mașina, ok? Hai da, hai da, du-te, du-te. Așa. Am pus benzina aici în mașină. Tataia, eu sunt pregătit, tu ești pregătit? Da, uite, am pregătit toate armele, sunt aici în cutia asta. Bine, tataia, bine. Hai, urcă-te repede aici frumos. Și ia să pun eu cutia asta în spate și să mergem în oraș, bă, să găsim o soluție ca să nu mai existe zombie. Hai, da. Hai, tataia, mergem. Hai, da, uite, viteză, hai, da. Mergem în oraș. Hai, da, tataia, mergem. Tataia, stai bine acolo în spate. Da, mă, pornește odată, hai da! Auleu, bă, tataia deja a început, auleu! Aaa, am dat peste zombie aia, auleu, auleu, hai să mergem repede la spital, bă! Aaa, ce e aici în oraș, mamă? Dati zombie! Aaa, auleu! Tataia, că am ajuns aici la spital, hai da! Ești bine? Da, mă, pulea că mi-e țâtă, bine, vin încoace, ia mă. Hai da, tataia, vin încoace de aici, hai da. Hai tataia, vin încoace, repede, mergem la spital. Domnii doctor, domnii doctor, domnul doctor, care e aici? Doctor, doctor, doctor. Ă, nu cred că e nimeni. Stai, bă, că trebuie să fie cineva. Stai că sigur aici e cineva. Bă, tataia, stai aici, acum mă duc eu să verific. Aoleu, bă, e un doctor acolo, dar se pare că este și un zombie înăuntru cu el. Trebuie să stai aici, tataia, și să aperi intrarea cât eu mă duc să mă bag cu zombiul ăla, da? Să nu deschizi dacă nu auzi pe mine ușa asta, da? Bine, du-te odată mai repede, hai da! Aoleu, mamă! Domnule zombie, haideți să ne batem! Aaa, ajutor, tataia, 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 mă bati! Aaa, nu te mai juca acolo! Bă, tataia, bă, nu mă joc, te rog! Mă mănâncă, tataia, te rog! Au, au, nu la față, nu la față! Au, au, eu ajutor! Tataia, tataia! Lăsă figurile astea! Știu că-ți bat joc de mine! Da, bă, îmi bat joc de tine că... Ai, nu știu ce... Tati, jos de pe mine, acum! Tataia, vine să mă ridici de pe jos. Cred că s-o săturat ăla de mine. Așa că vino mai repede.
Fai de capul tău, măi, mătane, nu ești bun nimica. M-aș ridica de jos, gata. Domnule doctor Roboto, ce faceți, cum sunteți? Domnule Motan, ce bine că te văd sănătos și că nu ești infectat. Bă, nu știu ce să zic, pentru că cred că m-a mușcat zombiul ăla. Stai calm, domnule Motan, dacă te-a mușcat și nu te simți ciudat, înseamnă că tu ești imun la acest virus. Poftim? Da, domnule Motan, cred că tu ești imun la virusul zombie. Mamă, bă, asta ce înseamnă? Înseamnă că tu ești pacientul zero și tu trebuie să ne ajuți să facem un tratament pentru această infecție. Auleu, auleu, auleu. Bine, bine, bine. Hai, mergem la mașina mea și mergem să facem tratamentul ăla, ok? Bine, domnule Motan, haide să mergem. Tataia, tataia, tataia! Tataia, bă, tataia! Domnule Motan! Domnule Motan, ajută-mă! Ajută-mă, domnule Motan, te rog! Te rog, auleu! Bă, treci de acolo, treci de acolo! Bă, tataia, ești bine? Domnule Motan, nu mă simt prea bine. Cred că mă transform în zombie. Fugi, domnule Motan, fugi de aici. Cât eu mai am controlul încă. Uleu, bă, tataia, mă, promit că o să fac un tratament și o să vin după tine să te salvez. Îmi pare rău, tataia. Domnule Roboto, așteaptă o leacă că trebuie să-mi revărs furia pe niște zombii. Veniți la mine, haideți să ne batem. Luați de aici. O să vă distrug pe toți pentru ce ați făcut lui tataia. Luați de aici. Treci. Treci jos! Am, bam, 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 bam! Bă, sunt cam mulți acolo, totuși. Lăzicea! Mă duc repede la mașină. Domnule Roboto, domnule Roboto, mergem să facem tratamentul ăla ca să salvăm și pe tataia, bine? Da, domnule Motan, haide să ne grăbim. Mergi, dă-i viteză tare. Dar unde mergem? Mergem la Institutul de Sănătate SCP. Mamă, la SCP? Ok, haida! Plecați de aici, domnii zombii! Plecați! Iahoo! Mamă! Luați de aici, zombilor, pentru ce ați făcut lui tataia și lui bebegica. Acum mergem să facem tratamentul pentru ei. Haida! Haida să mergem, domnule Roboto. Mergem să salvăm planeta. Deci, domnul doctor Roboto, mai spuneți-mi odată ce facem aici la Institutul SCP? Păi, domnule Motan, trebuie să mergem să o găsim pe doamna doctor care știe cele mai bune remedii pentru aceste infecții. Auleu, stai așa, iartă-mă. Au, 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 au. Mamă, mamă, cât zombi pe aici. Auleu. Păi, ea sigur știi să facă toate tratamentele astea? Normal, domnule Motan, doar că trebuie să avem foarte mare grijă. Du-te să vezi ce se întâmplă înăuntru. Să sperăm că nu a fost nimeni infectat. Bă, nu știu ce să zic, dar din câte pare, la intrare sunt numai zombii. O, nu, domnule Motan, poate avem noroc și înăuntru doamna doctor nu a fost infectată. Auleu, bă. Domnii zombii, ce faceți acolo? Vin după mine! Nu! Jos! Jos cu voi, zombiilor! Ia de aici! Firai tu să fii de zombi. Treci jos. Următorul, care mai vine? Care mai dorești? Care mai poftești? Luați de aici! Am pentru fiecare gloanții. Luați de aici! O să distrug toți zombii ăștia de pe planetă! Du-te, domnule Motan, mai repede! Acum! Să-mi încarc arma? Bă, dar nu mai am gloanții, stai așa! Luăm aici, mamă, fii atent ce li fac aici! Bă, dar nu pare să fie nimeni înăuntru! Bă, dar ce s-au de jos acolo? Trebuie să iau liftul repede! A, da, mă duc frumos cu liftul! Poate o găsesc pe doamna doctor, bă! Poate încă e bine, doamna doctor! Cine știe? Hai, bă, deschide ușa asta! Doamna doctor, doamna doctor, doamna doctor, ce faceți acolo? Știu că sunteți supărată, dar stați calmă, am venit aici ca să facem... Doamna doctor, să înțeleg că nu sunteți bine? Auleu, trebuie să fug! Auleu, nu! Nu, doamna doctor! Au! Deschideți ușa, vă rog! Doamna doctor, lăsați-mă în pace, doamna doctor! Închide ușa, te rog! Nu! Bă, nu! Au! Nu căzut în cap asta, au! Doamna doctor, mă rog frumos, lăsați-mă să ies! Doamna doctor,
meu porubinis, vă cunosc, n-am știut că sunteți așa bolnav, așa că vă o să vă las acum. Aoleu, trebuie să mă duc la Roboto să-i spun ce s-a întâmplat. Mamă, Roboto! Domnul doctor Roboto! Domnul medic, domnul robot, domnul... Nu mai știu cum să-i zic, bă! Unde ești? Domnul doctor Roboto! Aoleu, aoleu! Ce s-a întâmplat aici, Roboto? Ce s-a întâmplat, Roboto? Au venit zombii, mi-au distrus mașina, aoleu! L-au atacat! Luați de aici! Luați de aici grenadă! Luați de aici grenadă! Luați de aici grenadă! Ah! Uhuhu! Ce-o zburat! Gata, fug! Ia de aici și tu! Ia și tu! Te crezi șmecher, da? Ia de aici! Și tu ia de aici! Domnul doctor Roboto, mă auzi? Domnul doctor Roboto! Domnul doctor Roboto! Domnul doctor Roboto! Te rog! Te rog, răspunde! Nu vreau să rămân singur aici! Domnule Motan, mă auzi? Da, te aud! Unde trebuie să mergem acum, domnul doctor Roboto, pentru că... Bă, am crezut că o văd acolo, pe doamna doctor. Mașina nu mai funcționează, așa că o să o luăm pe jos. Unde trebuie să mergem acum, spune-mi? Trebuie să mergem la creatorul meu. El este singurul care ne mai poate ajuta acum. Auleu, bă, auleu. Hai da, mergem. Poate ne ajute el, pentru că doamna doctor săraca nu mai putea. Hai da, să mergem!